Mihai Eminescu a fost sărbătorit și de elevii Colegiului Constantin Brâncoveanu din Baia de Aramă. Versuri celebre sau mai puțin cunoscute publicului larg au fost rostite cu vervă de școlarii unității de învățământ. Ce te legi în codrule, fără ploaie, fără vânt, cu crengile la pământ? De ce nu m-aș legăna dacă trece vremea mea? Ziua scade, noaptea crește și frunzișul mirărește. Astăzi, la Colegiul Tehnologic Constantin Brâncoveanu, Baia de Aramă, am sărbătorit ca de fiecare dată, în fiecare an, ziua Marelui Poet Național Mihai Eminescu. Copiii s-au implicat în activități precum recitare de poezii, prezentări PowerPoint și realizare de portofolii privind viața și activitatea Marelui Poet. Însă nu a fost singura activitate dedicată astăzi lui Eminescu în Baia de Aramă. Elevii din întreg liceul au organizat o expoziție de pictură, pornind de la tematica operelor marelui poet. Elevii au realizat mai multe desene, pictură, desen, reprezentând aspecte din creația marelui poet, după care am realizat o expoziție cu aceste creații. Pe lângă numeroasele opere, atât în versuri cât și în proză, Eminescu a fost activ și în societatea politico-literară Junimea și a lucrat ca redactor la Timpul, ziarul oficial al Partidului Conservator. A publicat primul său poem la frageda vârstă de 16 ani, iar la 19 ani a plecat să studieze la Viena. Manuscrisele poetului Mihai Eminescu, 46 de volume, aproximativ 14.000 de file, au fost dăruite Academiei Române de Titu Maiorescu în ședința din 25 ianuarie 1902.